Întotdeauna când Dumnezeu a avut ceva de prezentat poporului său, a avut dificultăți vis-a-vis de modul în care poporul său a luat în serios mesajul lui Dumnezeu. Adică e tare bine să ne vorbească Domnul și stăm și ascultăm, dar impactul acestei solii asupra noastră este o problemă care întotdeauna a creat în inima lui Dumnezeu o nemulțumire adâncă. De pildă, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, dacă vor fi păcatele voastre. Nouă ne place treaba asta cu păcatele. De vor fi păcatele cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Și ne place lucrul ăsta. Dar cum e cu judecata? Veniți totuși să ne judecăm. Adică, ce înseamnă când Domnul vrea să mă judece pe mine? Credeți că îmi va spune vorbe de mare politețe? Evident, în altă parte zice, îți voi pune totul ca să-l vezi. Îți place, nu-ți place? Veniți să ne judecăm. Încă o dată, ne face bine ca Domnul să ne rezolve problema păcatelor. Nu știu însă dacă ne place metoda. Versetul 19. Dacă veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Nouă ne plac roadele bune ale țării. Fără discuție. Problema este... voim să și ascultăm. De fiecare dată când un profet s-a adresat poporului lui Dumnezeu și s-a adresat cu o solie, Dumnezeu a așteptat ca poporul să o ia în serios. Poporul însă a crezut că e suficient dacă a venit la biserică, a ascultat ce l-a spus profetul și gata. Deci profetul și-a făcut partea pentru că a spus solia de la amvon, iar poporul și-a făcut partea pentru că a stat în scaune și a ascultat-o. Deci procesul s-a întâmplat. Și apoi fiecare a plecat fiind mulțumiți că de fapt s-a întâmplat ceea ce Dumnezeu a vrut. Da, întrebarea este, asta dorea Dumnezeu? Spălați-vă, versetul 16, și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Bun. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut deja și încetați să mai faceți răul acum. E, treaba asta cum e, fraților? Întrebarea din seara asta este, în ce măsură Biserica lui Iisus Hristos vine la biserică să-și învețe? În ce măsură Biserica lui Hristos vine la biserică să-și învețe? Pentru că zice mai departe, învățați-vă să faceți binele. Versetul 17. Adică, e vineri seara. Am venit la biserică. Poate că am căutat un loc liniștit, plin de pace, cald. Cuvântul lui Dumnezeu să ne aline și să ne mângâie sufletul. E bine. Dar vorbind din punctul meu de vedere, din experiența mea, rare ori mai venim la biserică să mai și învățăm ceva. De ce? Pentru că știm. Vorba fratelui meu din Șepreuș, care vi-am tot spus eu, el zicea, o, dacă aș face eu câte știu, eu și așa știu prea multe pe lângă ceea ce fac, să mai învăț și altele mai multe, are rost? De aici pornește meditația acestei serii. De ce Dumnezeu ne tot vorbește atâta? De ce Dumnezeu ne tot bate la cap atâta? Din ce cauză? Uitați, o să rog media să pună primul slide.
este ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu face lucrurile astea pentru noi. Și eu vreau să vă întreb de ce. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră de ce. Scrieri timpurii, pagina 41. Am văzut că puterile pământului sunt acum zguduite și evenimentele se succed în ordine. Cu alte cuvinte, există o ordine a evenimentelor care trebuie să aibă loc. Dumnezeu ne-a spus această ordine sau nu? Ne-a făcut-o cunoscut. Citatul al doilea. Evenimentele legate de încheierea timpului de har și de lucrarea de pregătire pentru timpul strântorării sunt prezentate cum? Lămurit. Există vreo confuzie? Nu. Deci cuvântul lui Dumnezeu le prezintă lămurit. N-ar trebui să existe confuzie. De ce Dumnezeu a vrut să ne spună evenimentele astea, să ne le facă cunoscut, fără ca să existe nicio confuzie? Din ce cauză? Dar, frații mei, vă spun încă o dată, este un gând care circulă printre noi și care spune așa, dar dacă eu sunt credincios și gata tot timpul, eu în tot timpul sunt gata, are importanță să știu evenimentele? Sau evenimentele au importanță? Au? Eu sunt gata tot timpul, poate să se întâmple orice, sau întâmplă-se ce s-ar întâmpla, eu sunt gata. Mai are rost să știu toate aceste evenimente? Ajung să înțeleg că noi credem că Dumnezeu ne-a spus aceste evenimente pentru cei care nu prea suntem credincioși. Pentru cei care nu suntem gata tot timpul. Adică ei să se ferească de evenimentele astea cumva, dar oamenii care sunt credincioși tot timpul n-au nevoie să știe ordinea evenimentelor, corect? Deci e corect ca un om care e credincios să zică eu n-am nevoie să știu evenimentele finale? Păi noi așa zicem. Dând impresia, repet, că Dumnezeu ne-a dat o hartă profetică ori ca să ne sperie pe cei care nu suntem credincioși, ori ca să ne ajute cumva să evităm... Ce să evităm? Să ne prindă nepregătiți. Cu alte cuvinte, să ne ajute puțin să fim cum? Să fim... Da, frate Popescu, să fii gata și să folosești evenimentele pentru ca să fii gata numai în ultimul timp. Cum se numește asta? Adică o viață întreagă nu ești gata și când vezi că vine Domnul, dintr-o dată vii la loc și te cureți puțin aici, pe aici, pe acolo. Cum se numește asta? Venitul ăsta la loc și încercatul curățit. Mulțumesc. Cineva îmi spunea speculant. Eu zice șmecheraș. Noi încercăm să fim șmecheri. Și acum nouă ni se pare că Dumnezeu ne dă înșiruirea asta de evenimente ca să ne ajute să fim cum? Șmecheri. Pentru că dacă sunt credincioși și pregătit tot timpul, n-am nevoie de această hartă profetică. Credinciosul are o hartă care îi arată fiecare semn pe calea spre cer și n-ar trebui să meargă pe ghicite. Cu alte cuvinte, credinciosul este foarte sigur. Credinciosul cinstit sau credinciosul șmecher, speculant? Credinciosul cinstit, pentru că credinciosul speculant ce face? El va folosi aceste evenimente însă spre... distrugerea lui pe un credincios speculant nu-l vor ajuta absolut deloc aceste evenimente. Chiar dacă el va zice, mă voi pregăti, când voi vedea că se apropie încheierea harului, când voi vedea că Duhul Sfânt se revarsă, atunci voi trece și eu unde se revarsă Duhul Sfânt. Și? Nu e vorba dacă nu treci la odihnă. Nu, vei trăi. Ce zice însă cuvântul lui Dumnezeu? Ploaia târzie va cădea în jurul tău și tu nu o vei observa, nu o vei recunoaște. De ce? Pentru că, repet, credinciosul are o hartă, nu necredinciosul. Și ultimul gând, lanțul profetic ne arată unde suntem în desfășurarea veacurilor și ce se poate aștepta. Fraților,
încă o dată, de ce face Dumnezeu asta pentru noi? De ce vrea să cunoaștem succesiunea evenimentelor? De ce ni le prezintă lămurit? De ce nu trebuie să mergem pe ghicite, ci să mergem foarte clar? De ce ne dă un lanț profetic care să fie la îndemâna noastră? De ce? De ce? Știți dumneavoastră textul care spune Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci? De ce? Așa e Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să arate planurile lui. Îi place să stea de vorbă. Îi place să spună ce va face în viitor. Spre exemplu, hotărăște Dumnezeu că soarta Sodomei și Gomorei a ajuns să fie pecetluită, pentru că păcatele ei au ajuns până unde? Până la cer. Nu se mai poate. Pecetluită. Și merge și în demersul său spre a nimici cetatea, îi trece un gând prin mintea lui Dumnezeu, un gând frumos. Vă amintiți? Da. Cum aș putea eu să ascund aceste lucruri de prietenul meu? Acum vreau să vă întreb, fraților, putea Abraham să trăiască și fără să-i spună Dumnezeu de Sodoma și Gomora? Sigur că da. Putea să-și continue mântuirea fără ca să afle de ce se va întâmpla? Sigur că da. De ce nu poate Dumnezeu să treacă pe lângă Abraham? Ăsta e Dumnezeul nostru. Faptul că ne spune despre toate aceste lucruri, s-ar putea întâmpla să ne pună în categoria prietenilor lui? Cum să ascund aceste lucruri de prietenul meu? Faptul că nu le ascunde, s-ar putea să facem parte dintre prietenii lui? Și după ce Abraham a aflat de lucrurile astea, vreau să vă întreb, a avut Dumnezeu vreo așteptare de la Abraham? Sau i-a spus și gata? A avut vreo așteptare? Care a fost așteptarea? Mulțumesc! I-a spus? Ce-ar fi fost dacă Avram n-ar fi mijlocit? Ce-ar fi fost? Dumnezeu s-a așteptat ca Avram să mijlocească. Și deși, frații mei, nu știu dacă mijlocirea lui Abraham a schimbat cu ceva lucrurile, a schimbat cu ceva. Că Dumnezeu tot s-a dus acolo, foc și pucioasă, tot a plouat din cer. Până la urmă l-a scăpat pe Lot, dar probabil că Dumnezeu oricum l-ar fi scăpat pe Lot. Pentru că se ducea acolo să vadă despre ce este vorba și se ducea acolo să vadă cetatea și dacă se ducea să vadă cetatea, unde ar fi intrat? La Lot. Deci lucrurile au mers. Și atunci de ce Dumnezeu așteaptă de la Abraham să mijlocească? Fraților, există în toate planurile acestea lui Dumnezeu o căutare de aceeași simțire, de aceeași inimă, de același fel. Pentru că cum mijlocește Domnul Iisus Hristos, așa ar fi vrut să mijlocească Abraham pentru Lot. Și așa s-a întâmplat. Abraham a dat pe față caracterul Domnului Iisus Hristos. Cei doi prieteni au semănat în momentul în care au stat de vorbă unul cu altul. Când Dumnezeu ne face cunoscut planurile sale, nu se poate să nu vrea ca tu și cu mine să se întâmple ceva, să reacționăm cumva. Toate evenimentele care au prevăzut oarecum, tipurile care au trimis către sfârșitul lumii, au această notă, un Dumnezeu care vine și vorbește cu prietenul lui. Spre exemplu, potop. Noe. Da. Vine Dumnezeu și spune lui Noe, păi Noe, gata, voi aduce un potop peste pământul acesta. De ce i-a spus lui Noe lucrul ăsta? De ce?
Și l-a învățat să-și facă corabie. L-a învățat să spună și altora. I-a învățat pe alții să... Adică să invite și pe alții acolo. Și mulți au zis da la început. Toate lucrurile astea le înțeleg. E vorba de evangelizare. Acum vreau să vă întreb. Dar de ce a făcut Dumnezeu la un moment dat ca în mijlocul momentului sau în momentul în care toți erau adunați în jurul corăbiei, ca la circ, bătându-și joc de noi. De ce Dumnezeu a făcut să vină animalele, două câte două, prin fața lor? Poftiți? De ce a făcut o minune pentru ei? Adică cum să vă, cum înțeleg eu lucrul ăsta? Eu înțeleg lucrul ăsta că Dumnezeu a făcut în așa fel încât dacă se poate să vă salvez cu o minune, uite, fac și o minune cu voi. Numai credeți. Nu în toate timpurile Dumnezeu procedează așa. Nu în toate situațiile Dumnezeu face așa. Vreau să vă salvez și fac orice pentru voi, uite, fac și o minune. Dar în momentele în care avem de-a face cu situații care sunt tipuri ale sfârșitului istoriei pământului nostru, Dumnezeu face treaba asta. Că și Sodoma și Gomora este o tipologie. Și din cauza asta Domnul Iisus Hristos a coborât acolo și s-a dus în cetate. E tot o minune. I-a lovit pe respectivii cu orbire. De ce? Păi când au văzut ei că Dumnezeu i-a lovit cu orbire pe toți cei care erau în jurul casei lui, n-ar fi trebuit să zică, Doamne, dar aici ai Dumnezeu, n-ar trebui să zică, măcar ca vrăjitorii lui Faraon, aici degetul lui Dumnezeu. Cu câte ore înainte să coboare foc din cer, Dumnezeu le-a arătat că acolo e degetul lui Dumnezeu, înainte să coboare foc din cer. Cu câte zile înainte să se închidă corabia și să vină apele, Dumnezeu le-a arătat că acolo e degetul lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne arată aceste evenimente? Fraților, Dumnezeu a făcut minuni pentru poporul său înainte să încheie marile capitole ale istoriei noastre. Credem sau nu credem? E o altă problemă. Dar Dumnezeu își face partea sa. Necredinciosul poate să nu creadă. Dar credinciosul are o hartă profetică. Credinciosul va înțelege lucrul ăsta. Credinciosul va proceda ca Noe. Credinciosul va proceda ca Lot, probabil. Credinciosul trebuie să procedeze cumva. De ce zicem noi atunci, Doamne, dar eu oricum sunt pregătit? Și în timp ce evenimentele se derulează, evenimentele parcă nu au niciun efect asupra stării mele de pregătire, pentru că eu sunt pregătit deja. Nu-i ciudat? Nu e ciudat? În seara asta, în puține minute, aș vrea să vorbim despre câteva lucruri. Judecata de cercetare, din nou ploaia târzie și ploaia timpurie, lucrarea Duhului Sfânt și sigilarea. Trei evenimente. Ordine, importanță, scurt de tot. Dumneavoastră le știți. N-aveți nevoie de prea mult. Ezechiel, capitolul 4. Cred că 9. Iertați-mă. Ezechiel, capitolul 9. Apoi a strigat cu clas tare la urechile mele.
apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unalta lui de nimicire în mână. Iată, au venit 6 oameni pe drumul porții de sus din primiază noapte, fiecare cu unalta lui de nimicire. În mijlocul era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu, a venit să așeze lângă altarul de aramă. Ce face omul ăsta? Cu călimara la brâu? Poftiți? Observați, slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, s-a îndreptat spre pragul casei. Slava lui Dumnezeu se ridică de pe chivot și se îndreaptă spre pragul casei. Este gestul sau momentul în care slava lui Dumnezeu ce face? Pleacă. Se retrage. Și în timp ce slava lui Dumnezeu se retrage, în timp ce face gestul acesta și se oprește pentru un moment pe prag, în momentul acesta, omul cu călimara de brâu, la brâu, ce trebuie să facă? Treci prin mijlocul cetății Ierusalimului și fă un semn. Ce înseamnă semnul? Poftiți? Noi îl identificăm cu cuvântul sigilare. Mulțumesc. Apocalips. Ultimul capitol. Apocalips 22:11. Cine este nedrept, să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Cum numiți dumneavoastră acest moment? Nu se mai poate face nicio schimbare, corect. Moment decisiv. Cum îl numiți? Închiderea Harului. Numim din nou sigilare. Vreau să vă întreb. Cine vor fi cei sigilați? Cine vor fi cei sigilați? Nu cumva vor fi cei judecați? Nu cumva vor fi cei judecați? Întreb din nou, pentru că textul din Apocalips 22:11 spune să fie limpede, eu știu cine este drept. Eu știu cine este nedrept. Cele două tabere s-au împărțit. E adevărat că Dumnezeu pune un semn pe fruntea slujitorilor săi. Dar când semnul se pune pe fruntea slujitorilor săi, fraților, iertați-mă, Dumnezeu deja i-a împărțit. I-a judecat. Cine este drept, rămâne. Cine este nedrept, rămâne. Rămân așa. Mă întorc în Ezechiel, capitolul 9. Versetul 6, ultima parte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Cum numiți asta? Cum o identificați? Începeți cu bătrânii. Începeți cu locașul meu cel sfânt. Începeți cu poporul meu. De ce cu poporul meu? De ce nu cu lumea? De ce nu cu oamenii care nu știu nimic despre Dumnezeu? Nu sunt ei mai ușor de judecat? De ce cu casa mea? Numim asta, frații mei, judecată de cercetare, când Dumnezeu își cercetează oastea,
poporul. Dumnezeu are oaste cu care vrea să dea bătălia. Profeții mici spun foarte clar lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, el a intrat să-și cerceteze oastea. Este puternică, este slabă, este... Cum este oastea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu s-ar uita puțin la noi acum, la oastea lui, cum arată oastea? De ce oastea arată așa de slabă? Din ce cauză? De-aia Dumnezeu spune, începeți cu locașul meu cel sfânt. Pentru că există ceva probleme aici. Și după ce se rezolvă problema cu locașul meu cel sfânt, după aceea, Dumnezeu își dă bătălie. Are importanță cumva ordinea? Vă rog să observați, cu cât ne gândim mai mult la ordine, cu atât ne dăm seama că Dumnezeu ne pune față în față cu niște lucruri pe care le putem judeca noi. Adică Dumnezeu nu vine înaintea noastră și ne spune niște lucruri așa de care noi habar n-avem. Niște lucruri care să nu facă apel la viața sau la inima noastră. Dumnezeu vine cu niște lucruri care le putem judeca noi. Spre exemplu, ploaia timpurie și ploaia târzie. Ioel, da? Am vorbit despre ea în întâlnirile noastre trecute. Ia uitați-vă puțin din nou la acest moment frumos. Ioel. Ioel, capitolul 2. Veseliți-vă, copiii ai Sionului, versetul 23, că cel vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și ploaie târzie ca odinioară. Vă rog să vă întreb, vă rog să-mi spuneți, de ce Dumnezeu folosește ploaie timpurie și ploaie târzie? Erau lucruri pe care ei le știau. Erau lucruri pe care le puteau verifica. Erau lucruri cu care trăiau. Crezi că Dumnezeu face vreodată invers? Întâi ploaie târzie și pe urmă ploaie timpurie? De ce nu începe Domnul cu ploaie târzie întâi și pe urmă cu ploaie timpurie? Ar putea? Ar putea. Dar dacă ar face așa, ce s-ar întâmpla? Dar a făcut. Niciodată Dumnezeu nu l-a făcut invers, fratele meu. N-a făcut. Dați-mi voie să vă spun clar că n-a făcut. Indiferent că dumneavoastră aveți altă părere. N-a făcut. Dumnezeu a ținut cont de această ordine. De ce? Pentru că, deși Dumnezeu poate să facă orice și oricum, scopul lui este sămânța. Sămânța. Și atunci sămânța sunt eu, sămânța ești tu. Trebuie să încolțească ceva în mine și în tine, trebuie să crească, să aducă rod și când aduce rod, în sfârșit, atunci e altceva. Dumnezeu își potrivește lucrurile de așa natură, încât tu și cu mine să înțelegem că Dumnezeu vrea să răspundem la această ordine a evenimentelor profetice. Eu trebuie să răspund, dacă eu nu răspund la ele, îi bai. Nu știu cum aș face să înțelegem că Dumnezeu strigă la noi foarte puternic și Dumnezeu strigă la noi în așa fel încât la toate aceste evenimente Dumnezeu zice pregătiți-vă. La toate. Acum o să vă rog eu să
Trecem repede prin câteva citate. Următorul citat are de-a face cu rostul judecății de cercetare. Această judecată care spune: începeți întâi cu locașul meu cel sfânt. De ce, Doamne? Domnul își face lucrarea sa pe pământ, el examinează fiecare credincios dacă este pregătit să se asocieze cu îngerii sfinți și cu familia răscumpărată din ceruri. Tare frumos. Dumnezeu se uită la mine ca la un candidat pentru cer. Domnul dă oamenilor un timp de probă pentru a se obișnui cu condițiile mântuirii sale. Trăim acum timpul de probă și Dumnezeu ne dă timpul ăsta de probă în care El merge de mână cu noi, ne învață ce e sfințirea, ne învață... Pentru ce? Ca noi să ne obișnuim cu mântuirea sa. Este o problemă de pregătire pe care Domnul o face pentru mine și pentru tine și în mine și cu mine aici. Nu numai în cer se fac pregătiri. Pregătirea mea nu se face în cer. Pregătirea mea se face în cer cu repercursiuni aici, pe pământ. Niciunul din cei răscumpărați nu va fi acceptat în ceruri pentru a genera din nou o revoltă similară cu acea lui Satan. Vedeți, teoretic, când iei niște oameni infestați cu rău ca mine și ca tine și vrei să-i duci în cer, oamenii ăștia prezintă un pericol de infestare publică a universului fantastic de mare. Vorbiți-mi ce garanție există că nu se va întâmpla acest lucru. Ce garanție? Ce garanție? Iisus Hristos. El e garanția că nu se va întâmpla niciodată așa ceva. Textul îmi spune, El poate să mântuiască desăvârșit pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Textul este luat din Evrei și Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus Hristos va fi garanția că lucrul ăsta nu se va întâmpla, că El va fi pururea în ceruri, garantul, întotdeauna El va garanta cu ființa sa, în ființa sa, faptul că toți cei care vor fi în ceruri, vor semăna cu El. Și cum lui nu este sau nu îi trece prin gând să se revolte împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva Tatălui, la fel, niciunui mântuit nu îi va trece prin minte așa ceva. Mai departe, următorul citat. Domnul Hristos face ispășire pentru noi, curățind sanctuarul de păcatele poporului său. Când? Despre ce vorbim dacă spunem că Domnul Iisus Hristos face ispășire? Despre ce vorbim? Dacă spunem că El curățește sanctuarul de sus, din ceruri, despre ce vorbim? Poftiți? Vorbim despre sanctuar în care dintre cele care vi le-am propus până acum se înscrie treaba asta? Judecata de cercetare, acea judecată pe care Domnul Iisus Hristos o face în ziua de ispășire, în ziua de judecată a sfârșitului de an, în momentul acela. Acum noi trebuie să intrăm prin credință în sanctuar cu El, prin credință în sanctuar cu El, și acum vă rog să observați, și trebuie să începem lucrarea în propriul nostru suflet. Deci în timp ce intri prin credință în sanctuarul ceresc, în realitate tu trebuie să intri în propriul suflet. Ia intră în propriul suflet să vezi cum e. Noi trebuie să ne curățim de orice pată, ducând până la capăt sfințirea noastră în frică de Dumnezeu. Fraților, evident, nu vorbim de o lucrare pe care trebuie să o fac eu. Este vorba de lucrare pe care trebuie să o fac eu în colaborare cu ceea ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri. El intră în sanctuarul ceresc, face o lucrare acolo pentru mine și în timpul acesta, coroborând lucrarea mea de aici cu lucrarea Lui din ceruri, are loc ceea ce, de fapt, Dumnezeu așteaptă și înțelege prin lucrarea de judecată, de cercetare. Vă rog să observați cum lucrarea de cercetare ne trimite la ideea: băi omule, pregătește-te.
E adevărat că Domnul Iisus Hristos face o lucrare acolo. Dar lucrarea acolo este pentru ca tu să poți pricepe că ai și tu de intrat în sanctuarul tău să-ți faci curățenie. 2. Lucrarea Duhului Sfânt. Următorul slide. Îmi place foarte mult. Vă rog frumos, primul citat. Vă rog să-l folosiți ca să ne aducem aminte de o idee pe care am spus-o în întâlnirile noastre trecute. Adunarea bisericii, adunarea în familie și toate ocaziile de câștigare de suflete sunt ocaziile rânduite de Dumnezeu pentru revărsarea ploii timpurii și târzii. De ce venim la biserică? Pentru că venitul la biserică reprezintă această ocazie când Dumnezeu va trimite aici ploaia timpurie și târzie. Când ne adunăm unii cu alții acasă la noi, în jurul unei mese, pentru ce ne adunăm? Ocaziile respective ar putea să fie folosite ca Duhul lui Dumnezeu să coboare, să vină ploaie timpurie, să vină ploaie târzie, să se întâmple ceva în viața noastră. Folosiți fiecare ocazie de strângere la oaltă. Nu, aș vrea să înțelegem lucrul ăsta. Duhul Sfânt nu va veni când eu voi sta singur cuc acasă la mine. Strângeți-vă împreună cu frații. Să vă placă să fiți împreună cu frații. Și când vă va place să fiți împreună cu frații, atunci Domnul va trimite ploaie timpurie și târzie. Mi s-a arătat că dacă poporul lui Dumnezeu nu face eforturi să îndepărteze relele, să îndrepte greșelile, ci doar așteaptă ca înviorarea să vină asupra lor, să-i facă potriviți pentru cer, vor fi găsiți prea ușor. Deci dacă veți sta și vom aștepta ca reînviorarea de la fața Domnului, adică ploaia târzie să vină asupra noastră, să ne facă potriviți pentru cer, vom fi găsiți prea ușor. Vă aduceți aminte de această expresie, potriviți pentru cer? Vă amintiți? Am mai fost într-un citat înainte. Era vorba de lucrarea de cercetare. În cazul lucrării de cercetare, Domnul Iisus Hristos trece pe la fiecare pentru ca să vadă dacă e potrivit pentru cer. Și spune El, ne dă un timp de probă pentru ca noi să ne obișnuim cu mântuirea Lui, cu elementele mântuirii sale. Așteaptă să ne... Bun. Și în timp ce asta face lucrarea de cercetare, în același timp, Duhul Sfânt vrea același lucru. Vreau să observați cum aceste lucruri se suprapun. Reprezintă același lucru. În continuare. Următorul slide. Niciunul dintre noi nu va primi sigilul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Vreau să rețineți sigilul lui Dumnezeu, deși noi vorbim acum despre Duhul Sfânt. Dar vreau să observați cum sigiliul lui Dumnezeu și revărsarea Duhului Sfânt au aceleași condiții. Omul trebuie să împlinească aceleași condiții. Niciunul dintre voi nu va primi sigilul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Citatul este foarte cunoscut. Nouă ne este lăsată remedierea caracterelor noastre sau nouă ne este încredințată remedierea caracterelor noastre, curățirea templului sufletului de orice întinăciune. Atunci ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în ziua cincizecimii. Din punct de vedere istoric, ziua cincizecimii reprezintă ploaia timpurie pentru istorie. Ceea ce Duhul Sfânt pregătește pentru ultima generație, pentru noi în momentul acesta, este ploaia târzie, cu mai mare forță decât ziua cincizecimii. Fiind părtași cu Duhul lui Dumnezeu, conformându-ne cu legea sa, omul devine părtaș al naturii divine. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Părtășia cu natura divină. Fiind părtași cu Duhul lui Dumnezeu, devenim părtași cu natura divină. Ploaia timpurie și ploaia târzie fac parte din metodele lui Dumnezeu de a ne familiariza cu mântuirea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu, cu lucrarea Lui. Următorul citat, aceasta este lăsați celălalt, mulțumesc din suflet. Sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este sădirea naturii
lui Hristos în omenesc. Evanghelia este Hristos în viață. Este vorba de parabole Domnului Iisus Hristos 3-4. Sfințirea sufletului, din nou prin lucrarea Duhului Sfânt, este sădirea naturii lui Hristos în umanitate. Când se face asta, cum e sfințirea? Sfințirea este lucrarea unei vieți întregi. O viață întreagă, Duhul Sfânt lucrează sădirea naturii lui Hristos în ființa umană. Da. Mai departe, aș vrea să ne aducem aminte și de citatul acesta, este un pe care l-am mai folosit, pentru a merge în paralel, nașterea din nou, paralel cu această lucrare de refacere a vieții noastre. Nașterea din nou constă în a avea motive, gusturi și tendințe noi. Cei născuți din Duhul Sfânt la o viață nouă au devenit părtași de natură divină și toate obiceiurile și practicile lor vor da dovadă de relația pe care o ai cu Iisus. Tare frumos! De când apare părtășia de natură divină? De când? De la nașterea din nou. În fiecare zi. Mai departe, pentru că nu avem timp, aș fi vrut să rămânem mai mult, dar deja e târziu. Sigilarea. Vă aduceți aminte de textele acestea? El ne-a pecetluit și ne-a pus în inima arvuna Duhului. Le-am folosit aproape în fiecare întâlnire. De la nașterea din nou, de la arvuna Duhului, începe pecetluirea. Pentru ca mai apoi să se spună, voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, și apoi să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și apoi urmează toate celelalte texte în care se spune, s-au umplut de Duhul Sfânt, ucenicii s-au umplut de Duhul Sfânt, un anume om s-a umplut de Duhul Sfânt, în plinătatea Duhului Sfânt, ca până la urmă să ajungem la acel imperativ. Fiți plini de Duh. Vă rog să observați cum până la urmă și sigilarea aceasta este și ea un proces în care, dacă ne aducem aminte de definiția sigilării, nu știu, vă amintiți ce înseamnă sigilarea? Sigilarea este să ajungem neclintiți în adevăr. Această neclintire se formează în timp. Se formează în timp. Chipul lui Iisus Hristos în noi se concretizează în timp. Iar apoi când omul cu călimara vine și trece peste tot, nu face altceva decât să observe chipul lui Iisus Hristos deja format, care a prins contur în tu, 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 tu și doar semnul pe frunte. Semnul acesta nu face altceva decât să zică cine este drept să rămână, cine nu, nu. Continuăm. Mai sunt două slide-uri și vom încheia. Următorul slide, vă rog. Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului Dumnezeu finalizată, noi vom primi revărsarea Spiritului lui Dumnezeu. Iată o problemă legată de ordine. Înainte ca lucrarea să fie încheiată, cu puțin înainte de încheierea lucrării, înainte ca sigilarea poporului Dumnezeu să fie finalizată, înainte de a se zice cine este drept să rămână mai departe drept, cine este nedrept să rămână mai departe drept, vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu. De ce? În timpul acela ploaia târzie va veni ca să dea putere strigătului îngerului al treilea, ceea ce înseamnă o mare lucrare de vestire a cuvântului lui Dumnezeu și să pregătească pe sfinți să reziste în timpul de criză care urmează. Două scopuri ale ploii târzii. Marea strigare către lumea aceasta și apoi pregătirea credincioșilor pentru a rezista în timpul de criză. Continuăm. Următorul slide.
Aș vrea să citesc pentru final. Din nou. Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau unei femei necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau unei femei ambițioase sau care iubește ceea ce este lumesc. El nu va fi pus niciodată pe fruntea bărbaților și a femeilor cu limba și inima înșelătoare. Toți cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, candidații ai împărăției lui Dumnezeu. Mergeți înainte, frați și surorile mele, nu pot să scriu decât pe scurt despre aceste lucruri. Vă rog să observați, din câte unghiuri ni se strigă, pregătiți-vă. Asta aș fi vrut să observați și cu asta aș dori să închei. Din câte perspective? Din perspectiva judecății de cercetare ni se spune pregătiți-vă. Din perspectiva lucrării Duhului Sfânt ni se spune pregătiți-vă. Din perspectiva sigilării ni se spune pregătiți-vă. Pregătiți-vă pentru că Dumnezeu are mari lucrări cu noi. Acum, încheiem aici. Întrebarea este: va lua poporul lui Dumnezeu în considerație în mod serios această strigare a cerului? Pregătiți-vă! Mai schimbăm noi ceva? Mai suntem noi hotărâți ca în momentul acesta să răspundem nu cu un da aici, ci cu un da în viața noastră, astfel încât să putem schimba tot ce avem? La începutul acestei seri spuneam că asta e problema lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, veniți, haide să facem, poporul vine, stă pe scaune, zice bine și pleacă fiecare liniștit că și-a făcut datoria. Nu, să nu se mai întâmple. Datoria de-abia începe, fraților. De atâta vreme Dumnezeu ne spune, haideți să fie real. Haideți să fie adevărat.